2011-2012. Expulsați dintr-un abis fără margini educat, mă. Să pun mereu piciorul în prag, nu obligat să agresez în momente inutile. Nevoie să îndepărtez drepturile infantile. Să te simți, bă, ca și cum ai vrea să zbor, să-ți pui cuțitul în gât, mă. Și să zbor, te închizi în tine, să te sinucizi moral. Orice vorbă de căcat te distruge în ce flota. Să fii trădat de tovarăși, chiar și cei apropiați. Și când le ceri ajutorul, să afli că sunt spart, să nu prezinți interes. Când auzi o glumă bună, să te simți ca încuiat într-o cameră obscură. Stau drept și mă uit la un crinta din perete. Mă gândesc că s-a afectat doar de faptele concrete. Văd același personaj, dar schimbat anterior. Din dorința de a fi zi de zi nemuritor. A trecut prin multe în viață și a știut să se descurce. Echivalentul unui pom ce a început să se usuce. Știi acum când și unde să se oprească. Că tovarășii și hiene și trebuie să îi lovească. Gândul gata să se ferească. Când mulți o să stea și să privească. Tovarășii și sunt siguri care o să te ocolească. Atunci când o să ai nevoie, o să stea mai mult și să te bârfească.